Bună ziua, dragii mei telespectatori, puterea dragostei, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. Vă rog frumos să continuați în același ritm cu distribuirea vlogului, deoarece știți destul de bine că nu mai pot distribui, că deranjez mai multe persoane. Vă îmbrățișez cu drag a voastră, Pandele Laura, și în mod special Dan Keeper. Am văzut periodic îmi distribuie vlogul. Te îmbrățișez cu drag, Dan. Îmi pare bine că mă susții și că ești de acord cu ceea ce fac și îmi ești drag. Am văzut că chiar mă urmărești și asta înseamnă că ești de acord cu ceea ce fac eu. Îți mulțumesc din suflet și tuturor, de fapt, vă mulțumesc pentru că mă urmăriți și mă susțineți, mai ales că se pare că vom avea un sezon 5 ce nu am avut. Din câte am auzit, va fi ceva mult, mult mai frumos ca 1 și 2. Și știm destul de bine că 1 și 2 a fost în topuri și pe gusturile noastre. Abia aștept. Se pare că pe 15 februarie începe sezonul 5. Abia aștept să vedem ce se întâmplă. Dragii mei telespectatori, înainte de a începe acest vlog, vreau să vă aduc la cunoștință, v-am pus ieri mesajele dintre iubita lui Radu de acasă și ieri. Încă o dată, vedem cu ochiul liber că acest ferentarist ne-a mințit de la bun început. Dacă vă aduceți aminte, din sezonul 3 se specula că acest ferentarist are iubita acasă. Iar acum, acea fată se pare că a dat toate, o parte din discuții dintre ea și Radu le-a pus în mediul online. Astăzi voi pune pe Instagram și o poză cu iubita lui, este tatuată cu numele Radu pe umăr. Prima dată am fost sceptic, am zis, Radu e un nume comun, poate să fie un oricare al băiat Radu. Dar, văzând discuția dintre ea și Radu, este ea. Din ce am înțeles, Radu acum pe fosta lui iubită sau actuala, nu știm că oricum ăsta ne minte, ăsta, așa o să moară, un mare mincinos. Am observat un lucru că ar fi dat-o la o parte pe iubita lui, o să postez ca să vă dați și dumneavoastră seama, dar eu vă spun părerea mea. O dă la o parte pentru că are nevoie de Adelina până în marea finală și să-i mănânce banii în cazul în care ia Adelina banii. Dacă, părerea mea, acum țineți minte dumneavoastră ceea ce spun eu acum, dacă Adelina nu va lua niciun ban în finală, Radu nu cred că îl prinde Paștele cu Adelina și mai mult ca sigur se va întoarce la iubita lui care este tatuată cu numele lui. Mai mult ca sigur pentru că el a liniștit-o, ați văzut și în mesaje, el tot timpul îi spunea că ea va rămâne în sufletul lui. Așa că Adelina, mare, mare atenție că-ți mănâncă banii după care te va arunca la gunoi. Țineți minte ce spun. Cam tot ce am spus și în sezonul 2 cu Bianca și Livian, cu Pirui și Marius, cam tot ce am spus s-a întâmplat. Asta e, vom vedea, țineți minte ceea ce spun. Radu ne-a mințit de la bun început că nu are iubită. E, acum acea fată s-a enervat și a dat toate o mare parte din discuții între ea și Radu. Plus că
a mai postat și discuțiile dintre Radu și Adelina când făceau materiale de acasă, când îi spunea lângă cine să se pună ca să poată să facă el subiect. El a tocat toți concurenții în sezonul ăsta și doar el a făcut materiale urlând agresiune și violență. Oare merită acest fake să primească bani? Pentru ce a venit în această emisiune? Ca să ce? Să ne arate un bărbat cum umilește o femeie, un bărbat care are o altă iubită acasă și se face aici în emisiune că este foarte îndrăgostit, dar eu n-am văzut. N-am văzut niciun moment de tandrețe între el și Adelina decât au mimat o relație. Au fost în stare să spună că este gravidă Adelina, tot ca să aibă materiale susținuți de Dorobanțu. Aduceți-vă aminte că Adelina a spus, eu n-am adus în emisiune subiectul că sunt gravidă. Doamna Dorobanțu a adus. Deci, este clar că această demolatoare de emisiuni participa involuntar sau cu bună știință la materialele fake dintre Radu și Adelina. A tras de Radu în așa fel încât și-a săpat singură groapa, această Dorobanțu, iar acum ăsta este rezultatul. Dragii mei telespectatori, cam asta se întâmplă și în viața de zi cu zi, când ești fals și nu ești real, nu ai sorți de izbândă. Asta este Dorobanțu. Nu a fost capabilă să modereze această emisiune și a permis acestui mitocan Radu să strice tot sezonul. Dar i-a stricat și ei imaginea și succesul în televiziune. Cam asta e. Dați-vă și dumneavoastră cu părerea. Dar imediat voi mai dezbate speța asta pe parcursul vlogului. Și acum, începem rezumatul de ieri. Ce vedem? Vedem că Lătruța începe iar să facă topless în emisiune, își face reclamă pentru Germania. Dragii mei telespectatori, știu că de multe ori sunt foarte acidă, dar nu prea îmi place să o dau după copaci. Îmi place să spun lucrurilor pe nume și în față, chiar dacă ustură și doare. Acest Lătruț nu i-am înțeles rostul nici în sezonul 3 și mai ales acum în sezonul 4. A venit să ce? Să ne arate că el este cu alte orientări sexuale, că se dezbracă și stă zlinos, libidinos, dezbrăcat în fața noastră? Hal de caracter ce poate să aibă acest specimen. Și mai și spune că l-a educat emisiunea. Vai de capul lui! Vai de capul lui, atât de mult l-a educat că acum stă dezbrăcat și cocoțat sus pe dulap. Și ironizează toți concurenții. Măi, Lătruț, tu ai herpes la gură? De ce? Măi, Lătruț, mă! De ce ai tu herpes la gură, mă? Ca bărbat, cam răruț la un bărbat adevărat. Dați-vă și dumneavoastră cu părerea, dragii mei telespectatori. De ce stă Lătruț în pielea goală și de ce are herpes la gură? O avea și Radu? Nu știu. Mai vedem. Ce vedem? Vedem, dragii mei telespectatori, că Gelu și cu Ana, cum au început emisiunea, au sărit pe Radu. E, aici Radu, ca să vedeți, eu v-am spus de acum o săptămână și ceva în vlog, că veți vedea schimbări la concurenți în momentul când vor afla că sunt pe ultima sută de metri și vor poza în preoții emisiunii, în concurenții spășiți. Ăsta este cuvântul. Care își recunosc vina și acum vor să devină pocăiți. El a spus că se pocăiește. Ce observăm? Observăm că nu-i place lui Radu.
Păi măi, Radule, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Atât de mult te-ai victimizat ieri în emisiune și când a venit și susținătoarea ta, favorita, care te-a favorizat și de fapt s-a îngropat singură, Dorobanțu, tot așa te victimizai ca să sărit Ana și cu gelul pe tine că tu vrei să fii cu minte și că, și bineînțeles că Nasote te-a susținut și că ei te-au atacat. Păi tu ce-ai făcut, mă? Tu ce-ai făcut de atâta timp în emisiunea asta că ne-ai zăpăcit creierii? Au fugit telespectatorii din cauza ta, ai stricat toată emisiunea și acum că s-a întâmplat o zi, ce vedem pe fustița asta de Răducu? Pe bombardierul ăsta care sparge și fărâmă și umilește femeile? Că este deranjat. Ah, dar ai aplicat o altă metodă. Îl pui pe Lătruț, că bine a spus Ana, să-ți ducă el războaiele. De asta nu înțeleg. Lătruț, tu de ce-i duci războaiele lui Radu? Vrei să câștige ca să mergeți în vacanță amândoi în Germania, amândouă? De asta te lupți așa pentru Radu și duci tu războaiele? Că am văzut că ai început să ataci și pe Gelu și pe Beatrice. Mă, bă, eu știu când un musafir vine în casă, are bun simț și respect. Dar văd că tu te lupți pe față ca să primească Radu bani în finală să te ducă în Germania, măi. Să vă faceți publicitatea. Știi că a spus și Alexandra că tu ceri bani la oameni și că ai nevoie de bani, ei ceru și ei. Lăsați-o, Doamne, iartă-mă, ca să vedeți că în prostia voastră, că dacă n-aveți aici la tărtăcuță ceea ce trebuie, voi credeți că noi nu vedem. Dar noi vedem disperarea voastră ca să câștige Radu bani și să te plătească ăsta din Germania. Mm-hmm. Să vă fie rușine că v-ați făcut de râs și mai și spui tu, Lătruț, că te-a învățat mama ta să lași loc de bună ziua pe unde treci. Ți-ai primit cel mai mare hate și acum te-a luat Radu. Te-a întrecut Radu prin ceea ce a făcut. Așa că lăsați-o mai moale, măi ăștia, pic și poc, că sunteți cei mai tâmpiți din bloc. Credeți-mă, mai acolo sus pe dulap, acolo vă era locul. Acolo trebuia să stați. Ca să vedeți, dragii mei telespectatori, câtă bărbăție, câtă gândire au ăștia doi. Ei stăteau sus pe dulap și făceau emisiune. Vorbeam cu moderatoarea asta, demolatoare de emisiuni, care a permis acestor bădărani să strice tot sezonul. Ce bine îmi pare că se termină. Doamne ajută, o săptămână mai am să vorbesc de voi până pe 13, cât mai sunt, 2 săptămâni și la revedere, să nu mai vă vedem. Ce am văzut? Că acest Lătruț îl acuză pe Gelu că Alexandra și-a bătut joc de el. Dragii mei telespectatori, ăsta ori e ori era băut, ori avea ceva la bord, că nu înțeleg. Ai tras ceva? Păi cum poți să spui tu că Alexandra și-a bătut joc de Gelu? Când Alexandra și cu tine, când era în cuplu, când îl vedea pe Gelu, era terminată. Era topită. Și acum s-a văzut că îl respectă foarte mult pe Gelu. A, de tine și-a bătut Alexandra joc, cum ți-a spus și Gelu. Pe tine te băga sub masă, iar cu Gelu îi făcea plăcere să vorbească. Și uite fapte și la ora actuală. Alexandra îi face plăcere să vorbească cu Gelu și a și spus, îl voi respecta toată viața, iar pe tine la gunoi. Dar tu atât de bătut în cap ești și atâtea filme îți faci în cap, încât crezi că pe tine te-a respectat Alexandra. Nu? Alexandra s-a șters cu tine, te-a folosit pe post de hârtie igienică, să spun mai cu perdea, ca să înțelegi ideea. Așa că las-o mai moale. Ce-am mai văzut? Că Lătruț îl face pe Gelu că vine din șatră. Păi, Lătruț, tu nu ești țigan? Că ai spus că ești țigan. Cum îți permiți? Din câte văd eu, tu nici în șatră n-ai fost. Tu ai fost în junglă crescut. Pe Maidan. Ai fost cățel de la maidanez.
Păi te compar cu gelul? Niciodată. Eu pe gelul nu l-am văzut să înjure și să stea cu scula în gură cum stăteai tu în sezonul 3. Și să vii acum și să te dezbraci, să-ți arăți sânii precum alea care fac videochat. Așa că las-o, Doamne, iartă-mă, lătrus, că te-ai făcut de tot râsul. Mai bine nu mai veneai. Mai bine nu mai veneai și măcar rămâneai cu eticheta aia de cățelul Alexandrei. Acum ne-a arătat că e și bătut în cap din toate punctele de vedere și am mai auzit că mai ai și alte orientări. Mai bine nu mai veneai. Cred că îți dai cu pumnii în cap că ai venit, că ai invitat. Așa că, dragii mei telespectatori, cam asta este părerea mea despre Lătruț și Ferentarist. Acum Lătruț se luptă ca Radu să stea în spate, a avut dreptate Ana, să fie concurentul spășit și Lătruț să-i ducă războaiele. Foarte urât, se vede de aici încă o dată, Ferentaristule, ne arăți cât de pervers și cât de fals ești. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? O vedem pe Iasmina, care o acuză pe Georgiana. Din punctul meu de vedere, are perfectă dreptate Iasmina, o prietenă ca Georgiana, cred că nu-și dorește nimeni. Să ai un iubit, un soț și să ai genul ăsta de prietenă, să prindă momentul când tu te ceri cu respectivul și ea să-și bage coada. Și ce vedem? Că Ferentaristul îi ține partea Georgianei și inclusiv Dorobanțul, că de asta vă spun, ne ajută capul, dacă n-are potențial Dorobanțul, ea vede cu totul invers la ceea ce se întâmplă, spune că este în puterea dragostei. Dar stau și mă gândesc, și Radu și Dorobanțul mai spuneau lucrurile astea dacă Ferentaristul se certa cu Adelina și Lătruț se băga pe Adelina? Oare mai spunea doamna Duduia Dorobanțul, demolatoarea de emisiuni, că suntem în competiție și că trebuie să se bage oricine peste oricine? Păi unde mai este simțul și respectul față de oamenii din jur? Păi dacă mi-ești prietenă și stai la masă cu mine, aștepți să mă cert și să-mi iei iubitul? Vai de capul vostru și Dorobanțul și Ferentaristul. Același creier. Deci credeți-mă că își merită din plin soarta această Dorobanțu. Sper să nu mai vedem sub nicio formă în televiziune sau cel puțin ca moderatoare, că nu, e incapabilă din toate punctele de vedere. Are o judecată ceva de speriat. Ceva, dar n-are judecată. Nu că... Ce mai vedem? Adelina. Adelina iar spune, eu n-am jignit pe nimeni. Și începe și-l drăcuie pe Gelu. Tași dracu din gură, mă! Că nu m-a mai înjurat Radu de 2 luni. Fetiță! Fetiță! Creier congelat! Păi numai faptul cum te exprimi ne arăți că ești tralala și că îți face bine Radu și că te potrivești cu Radu. Că dacă ai fi fost o fată cu bun simț, în primul rând, nu urlai ca pe mahala și nu drăcuiei un bărbat. Și atunci, de ce te mai miri când te înjură câte un bărbat? Să mă ierte Dumnezeu, dați meriți soarta, măi, asta, Adelina de la Țicleni, care te-ai văzut acum în Ferentari. Mare atenție, mare atenție. Ce mai vedem? Vedem că Daniela explică în emisiune, în grădină, că Radu a stricat sezonul, dar o dă așa, că Daniela niciodată nu este asumată. Daniela vrea să pară că e justițiară, dar de fapt umblă cu o caua mică și nu știe cum să o dea. Spune prima dată că Radu a stricat emisiunea, dar de fapt nu Radu, de fapt toți concurenții. Păi ai fost și tu cu o concurentă. De ce n-ai ridicat nivelul dacă ești așa de bună? Dar cine i-a arătat? Că sări la femei, că spargi, că înjuri, că ești o mahalagioică, că chem bărbați să-i îmbeți și să le ții ușa închisă la baie? Ce ne-ai arătat? Că furi cheia oamenilor din staff, ne-ai arătat ceva bun, Daniela? Păi da, Radu cu adevărat a stricat emisiunea pentru că lua toți concurenții, l-a tocat de la bun început, dar concurenții din sezonul ăsta, neavând potențial, neavând carismă,
Nu ați transmis nimic. Ați venit decât pentru bani. Duțu, de exemplu, are gagică afară, iubită, care vine subt în emisiune. Și ce rol mai are în această emisiune? Nicolas, care stă doar în băutură. Nu i-am înțeles rostul de asta și spun că Dorobanțu a fost demolatoare de emisiuni. Păi, în primul rând, când vezi că un concurent o săptămână, două, trei, nu face nimic decât stă și face gaură în canapea sau iese afară și se întâlnește cu femei sau bea, îi elimini. Tu ca moderatoare, ce căutați la mine? Afară, mergeți la casele voastre. Iar pe Radu, când a văzut că înjură fetele și că face decât circ, trebuia eliminat. Dar ea, în prostia ei, Dorobanțu, a crezut că dacă Radu vorbește toată ziua și urlă, va avea rating. De aici să vă dați seama cât de mult o duce capul pe Dorobanțu. Ea, dacă îl elimina pe Radu de la bun început și pe ăștia care au făcut gaură în canapea, gen Georgiana, Duțu, Nicolas, Codruț, care a fost cu Ana, îi elimina de la bun început și aduceau concurenți cu carismă, gen cum a fost Mădălin, nu știu care au fost înainte, Ile, am înțeles că era foarte vocală, era emisiune cu rating și aveam la ce să ne uităm. Dar la cine să ne uităm? La Radu și Adelina, care se certau de la început până la sfârșit, că aia stă lângă nu știu cine, că dansează nu știu cu cine, deci numai materiale fake. De asta v-ați și pierdut telespectatorii și de asta ați ajuns voi concurenți în finală să nu aveți urmăritori. Și noi, ca telespectatori, care mai suntem, nu știm pe cine să votăm, că ați fost unul mai praf ca altul. Iar Radu este numărul unu. Și fals, și obraznic, și violent. Ce am putea să votăm? Și mai ales că are și iubit acasă. Asta a făcut Dorobanțu. Dorobanțu și cu Radu au stricat toată emisiunea. Dorobanțu, că nu a adus concurenți cu carismă și a ținut niște bibelouri, niște plante în emisiune și i-a dat apă la moară acestui ferentarist și Adelinei, care și ea știa destul de bine că, acum s-a văzut în mesaje, că Radu are iubită acasă și a tăcut din gură. Pentru ce? De asta s-a și transformat emisiunea într-un teatru ieftin și nu are telespectatori. Cum avea odată. Să sperăm acum că în sezonul 5 va fi altceva. Așa că, Daniela, dacă erai capabilă, puteai tu să faci. Dar tu, tanti Frusina, te bagi și atârni unde e barca mai mare. Acolo te bagi tu. Așa că las-o, Doamne, iartă-mă, și am auzit că vrei să vii în sezonul 5. Să te ferească Dumnezeu și să ne ferească Dumnezeu să mai apar și în sezonul 5. Vai de capul tău, nu ți ajunge cât hate ți-ai luat? Și apropo, măi, fetiță, nu te mai machia cu brozul ăla la ochi, că zici că ești diavoliță, pe cuvântul meu de onoare. Lasă că ai atitudinea, dar ai privirea și cu machiajul ăla te ajută, îți mai trebuie două cornițe în cap și ești diavoliță pe bună. Așa că nu mai poza tu în aia care nici nu știi ce vrei să spui. Ori a stricat-o, ori n-a stricat-o, ori voi a stricat-o, ori Radu a stricat-o. Toți, dar în capul listei, Radu și cu Dorobanțu. Ăștia doi au stricat emisiunea. După care vine Adelina și restul toți. Pentru că Dorobanțu n-a știut să vă organizeze și n-a știut să se impună și ce să oprească în emisiune și ce să gonească acasă. Asta este părerea mea, dragii mei telespectatori. Dați-vă și dumneavoastră cu părerea. Ce mi-a mai plăcut? Mi-a plăcut foarte, foarte mult de George cum l-a descris pe Lătruț. Că este decât un musafir. Bravo ție, bravo ție, George. Ești minunat față de ce e în casă. Ești foarte, foarte sincer. Un musafir a venit să ce? Să dea
în concurenți cu niște minciuni. Antonia, Antonia mi s-a părut sub orice critică. Sub orice critică. Spune că nu-l iubește și că nu are nimic pentru Lătruț, dar se lasă pupată, dar îl face gelos, dar se oftică. Așa că, Antonia, ți-a spus bine, George, ești o mare mincinoasă. Ai avut tupeu, Antonia, să spui că nu te-a pupat Lătruț, când noi toți am văzut cum te-ai pupat cu el și cum te lași pipăită și vezi, Doamne, nu-mi place, nu-mi place, dar stai lângă mine și tragi de mine, ceva de genul. Da, vine Alexandra și ți-o dă și ție la temelie, luându-l pe Lătruț. De aici să-mi dau seama, Antonia, că și tu ai creierii congelați și faza că te uiți după astfel de bărbați, dă-mi voie să spun că nu ești femeie. Nu ai pic de demnitate. Ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut pedeapsa lui Mihai de bun gust cu gelul când l-a pus să se învârte. Bravo ție, Mihai! Faza cu insigna iar mi-a plăcut că ai vrut să o dai și celor care n-au avut. Ia exemplu, Ferentarisule, cum se poartă un om cât de cât cu obraz finuț. Nu ca tine care te credeai buricul pământului și tu și ailaltă cu perne în cap, Dorobanțu, care era regina. Vai, vai de capul vostru, ca să vedeți ce se întâmplă în viață când nu puneți mintea la contribuție și nu aveți creier. Ce-a mai văzut Antonia cu Duțu Dansau și, bineînțeles, Lătruț, că doar asta știe, spune, zicei că vă blestemați. Păi tu ai de câte expresii de-astea, mai și spui că ai învățat ceva din emisiunea asta. Nu. Ai venit să te faci de râs și să ne arăți și ce orientări mai ai. Mai bine să te ia, ca să repet încă o dată. Ce-a mai văzut Daniela cu Nicolas? Ne-au disperat. Deci a fost o emisiune groaznică. Groaznică. Două materiale s-au tras de păr. Antonia cu Lătruț, Daniela cu Nicolas, ăla cetățeanul turmentat. N-are nicio treabă. Deci credeți-mă, nici nu prea am ce să spun de emisiunea de ieri, că a fost un fiasco total. Un fiasco, niște materiale trase de păr, ceva care nu transmitea, ceva care au lungit-o așa a la lung, vai de capul lor. Vai de capul lor, bine îmi pare că se termină acest sezon și scăpăm în primul rând de Ferentaris, care acum se victimizează. Cea mai plictisitoare emisiune a fost cea de ieri. Ce-a mai văzut, dragii mei concurenți, că Daniela o atacă subtil pe Ana și recunoaște acum ea că Radu și cu Adelina, de ce sunt cuplu? De ce, dragă, ți-au promis bani, dar ei votat? Vai de capul tău, Daniela, cea mai perversă din casă ești. Dragii mei telespectatori, îmi cer scuze, dar mie mi se pare că această Daniela e cea mai perversă din casă. Vă rog frumos, dați-vă și dumneavoastră cu părerea referitor la Daniela. Treceți în comentarii numele concurentului egal pervers. Ce credeți dumneavoastră? Dați-le dumneavoastră cum îi vedeți dumneavoastră. Și acum, dragii mei telespectatori, haideți să ne unim și să votăm sinceritatea și femeia asumată, că am înțeles că Anei i s-a spart contul, eu una bănuiesc mai mult ca sigur cineva care a avut acces la parola ei și știe ce fel de parole își pune de fel Ana și i-a spart contul. Să vă fie rușine că există un Dumnezeu sus. Eu o bănuiesc pe Adelina. Cineva din anturajul Adelinei i-a spart contul Anei și a pierdut fata aia contul. Dar e un Dumnezeu sus și dacă ați făcut cu intenție, vă va plăti Dumnezeu de 10 ori mai rău. Aveți mare, mare grijă. Și când veți avea probleme în viață, să știți din ce motiv aveți probleme. Tot ce faceți se întoarce ca un bumerang. Asta apropo la oamenii răi care vor să facă rău voit. Mare, mare atenția. Ana, n-ai nimic de pierdut. Cine te place te va căuta în continuare și se vor abona la tine în continuare. Nu-ți fă probleme. Asta mi s-a întâmplat și mie, dragii mei telespectatori. Am primit restricții de asta, nici nu o să mai mă vedeți pe Facebook, că am mai mulți dușmani, știți destul de bine, care mi-au dat raport și am pagina de Facebook
închisă până în martie la început. Așa că vă rog frumos, haideți să nu le dăm valoare acestor oameni răi cu suflet negru și să le arătăm că orice piedică ne vor pune, ne vom ridica și mai puternici. Distribuiți cât se poate de mult, că ăsta a fost scopul, ca ei să mă facă pe mine să nu mai fiu auzită de foarte mulți telespectatori. Dar a uitat un lucru, că am foarte mulți oameni care sunt de acord cu mine și se regăsesc foarte mult în ceea ce spun. Iar Ana, chiar dacă iau spar contul, e un Dumnezeu sus. Și când o să le fie lumea mai dragă, atunci vor avea foarte multe probleme. Și să nu se întrebe de ce mi se întâmplă mie. Din motivele astea. Că faceți rău fără să vă gândiți că puteți să fiți mâine poi mâine și voi în aceeași situație. Vă pup cu drag a voastră, Pandele Laura. Nu uitați de distribuire, abonați-vă la canalul meu de YouTube, este gratis, ca să ne facem comunitatea cât mai mare și să ne pregătim pentru sezonul 5. Am niște informații, dar nu sunt sigură 100% și nu vreau să vă dau informații nefondate. Dacă mi se confirmă ceva, o să vă aduc o veste minunată, dar cred că fața mea vă spune multe. Cine cred că este moderatoare? Vă pup cu draga voastră, Pandele Laura, vă doresc o zi minunată tuturor. La revedere!